România de mulți ani există o lege care prevede existența unui număr de taximetre care să deservească persoanele cu dizabilități, dar aceasta nu este respectată nici măcar în Baia Mare. O dovadă în acest sens este faptul că firmele din municipiu nu dețin nicio mașină dotată pentru această categorie de clienți. Potrivit președintelui Sindicatului Șoferilor Maramureș, Cosmin Lacatoș, în Baia Mare sunt peste 300 de societăți care dețin aproape 600 de taximetre și până în prezent niciuna nu și-a procurat un astfel de autovehicul. Lacatoș mai spune că în municipiu trebuie să funcționeze raportat la populația orașului 581 de taximetre și în prezent sunt 566. Este o diferență de 15 taximetre care președintele Sindicatului Șoferilor consideră că ar trebui să fie destinate persoanelor cu dizabilități. Eu și unii dintre colegi sperăm și credem că autoritățile locale vor ajuta și pe cei care au probleme sau sunt cei care au cu handicap să atribuie aceste 15 autorizații sau o mare parte dintre ele, doar destinate transportul public de persoane în regim de taxi, doar mașinile care sunt destinate și sunt echipate conform legii cu rampe special amenajate pentru persoane cu dizabilități. Spre nemulțumirea persoanelor cu dizabilități și spre rușinea noastră a transportatorilor în Baia Mare, la ora actuală nu este niciun taximetru special amenajat sau autorizat care să poată transporta persoanele cu handicap sau cu dizabilități. Taxiurile pentru persoanele cu dizabilități sunt mijloace de transport cu regim special și achiziționarea unuia sau adaptarea acestuia costă bani, circa 2000 de euro și drumuri. Este complicat fiindcă sunt niște investiții mai mari pentru mașinile care sunt cu probleme, deci pentru persoane cu dizabilități, decât mașinile normale, fiindcă trebuie să aibă acele rampe cu dispozitive speciale, omologate, deci nu poți să faci din orice, deci trebuie să fie omologat în primul rând din Registrul Auto Român. Eu cred că primăria se va apleca asupra nevoilor și necesităților, în primul rând, a persoanelor cu dizabilități și după aceea ca noi să putem oferi servicii acestor persoane, să vină și în sprijin nostru, în primul rând, oferirea acestor autorizații care sunt suplimentare astăzi 15 pentru acest lucru, prin care să fie specificat că autorizația taxi care se eliberează să fie destinate doar mașinilor care sunt echipate și omologate conform legii pentru persoane cu dizabilități sau persoane cu handicap. Cosmin Lacatoș susține că la primăria Baia Mare sunt depuse zeci, dacă nu sute, de sesizări din partea persoanelor cu probleme locomotorii, pentru ca în municipiu să circule și astfel de mașini cu regim special. Lipsa taxiurilor adaptate pentru persoanele cu dizabilități nu este doar o problemă a Băii Mari, ci și altor localități din țară, mai mari sau mai mici. În unele au apărut firme private care oferă transport special pentru această categorie de clienți. Neglijență sau procedurile sunt cele care nu aduc starea de normalitate în transportul de pasageri. Greu de spus. Rămâne de văzut dacă în Baia Mare va apărea un taxi special pentru persoanele mai puțin norocoase decât cei mai mulți dintre noi. Și aici ne referim la sănătate.